galerie pe care o vizităm, într-o altă galerie sub noi, împreună cu 183 de schelete de urși, un schelet de hienă de peșteră, leu de peșteră și un craniu de femeie preistorică. Acel craniu de femeie preistorică de tip Homo sapiens fossilis, caracteristici negroide, după calculele făcute prin metoda radiocarbon, s-a ajuns la concluzia că datează de 35.000 de ani. Peștera nu poartă denumirea de peștera muierilor pe motivul acelui craniu. Legenda este cu totul alta. În trecut, la ieșire, într-o sală numită Sala Bolților, pe timpul năvăririlor barbare, luptelor cu romanii, turcii, primul și cel de-al doilea război mondial, femeile, bătrânii și copiii se ascundeau în peșteră. Cunoscută din Mostrămoș, redată traseului turistic 1934, electrificată 1958. La 50 de metri în față, pe stânga, întâlniți o formațiune cascada împietrită, seamănă cu o cădere de apă rămasă în valuri.